Bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Repriza de Sud. Înainte de a începe această emisiune, prima din anul 2017, aș vrea să vă doresc un călduros la mulți ani. Invitatul meu în această primă emisiune este Alexandru Mihai Coman, un tânăr jucător craiovean de tenis de câmp. Alex este legitimat la CSM Craiova și este liderul clasamentului național la vârsta de 12 ani. Vom vorbi cu el despre performanțele din anul 2016 și ce și-a propus pentru acest nou an. Vizionare plăcută! Alex, la mulți ani! Mulțumesc! La mulți ani! Suntem în 3 ianuarie și deja ești pe terenul de tenis. De unde atâta grabă? Păi, eu și de revelion am vrut să fac antrenament, dar antrenorul nu m-a lăsat, căci că trebuie să ne distrăm. Pentru ce competiție te pregătești acum? Păi acum pentru campionatul național, de simplu și de dublu. Care va avea loc când? Pe data de 15 ianuarie încep. Trebuie să mă duc la București să fac confirmarea. Vorbim de o dată importantă pentru tine, este ziua ta de naștere când vei împlini 12 ani. Da. Ți-ai propus un prim trofeu la aniversare? Da, eu aș vrea să câștig anul ăsta, să câștig cel puțin un titlu de campion național, ca și anul trecut, la fel ca și acum de ani. Și anul 2016 l-ai încheiat aproape pe terenul de tenis cu un turneu la Belgrad, unde ai avut rezultate bune. Despre ce este vorba? Păi am făcut finală, am jucat cu copii din... la turneu au fost foarte mulți copii, am jucat cu numărul 1 în Bulgaria, cu numărul 3 în Serbia, cu numărul 3 în Muntenegru și în final am jucat cu numărul 1 din Serbia. Cum a fost în finală? Puteai să câștigi și trofeul? A fost o finală disputată? Da, a fost o finală foarte disputată, a fost prima mea finală și am avut destul de mare emoții și cred că din cauza asta n-am câștigat. Cum ți s-au părut adversarii? Am înțeles că erau lideri în clasamentul lor național, erau campioni naționali în țările respective. Da, au fost foarte puternici adversarii și am jucat pe măsură. Ai participat și la dublu în acea competiție? Da, la dublu tot finala am făcut cu partenerul meu Andrei Firaru din Slatina. În primul tur am câștigat prin VO, în al doilea am jucat cu niște copii foarte buni și după tot prin VO nu s-a prezentat adversarii. Și după am jucat finala. Practic ești mulțumit de rezultatele obținute acolo? Da. Foarte, sunt foarte mulțumit, nu mă așteptam la asta și vreau ca fiecare turneu să fie la fel de bun ca acesta. Anul 2016 ți-a oferit oportunitatea de a participa la câteva turnee de selecție pentru lotul național. Ce ai făcut acolo și la ce categorii de vârstă ai participat? La prima selecție în aprilie de 12 ani am luat locul 6 cu copii mai mari cu un an decât mine. La cealaltă selecție am jucat la categoria mea de vârstă la 11 ani în octombrie. Am luat locul 3. În grupe m-am accidentat la spate și m-a spus doamna de acolo de la masaj să ies de pe teren, am ieșit de pe teren, m-am retras medical și am luat locul 2 în grupe și am jucat după pentru locul 3. Și am luat locul 3. Am câștigat acel meci și am luat locul 3. Și apoi a fost una de 14 ani. Da, a fost una de 14 ani, am jucat cu copii mai mari cu 2 ani decât mine. Am jucat un meci și m-a bătut acel copil. Era cu vreo 2 capete mai mari ca mine. Faci parte din lotul național pentru 12 ani, ce înseamnă acest lucru pentru un sportiv? Păi înseamnă că mă duc la să fac testele fizice, mă duc să fac viza medicală cu ceilalți din lot și dacă am un rezultat bun la naționale, mă duc la un intercapital să mă duc acolo. Anul 2016 a însemnat pentru tine un rezultat foarte bun cu clubul CSM Craiova, o medalie de aur pe echipe. Cum a fost? Cu cine ai făcut parte din echipă? Păi am jucat la CNE cu David Manu, am făcut eu dublu și la fete au jucat Iulia Ionescu și cu Bianca Marinescu la dublu. Și n-am pierdut niciun meci nici la dublu băieți, nici la dublu fete, nici la dublu mixt. După cum bine știi, CSM-ul nu mai avusese de foarte mulți ani o medalie de aur. Cum a fost? Cum a sărbătorit acest titlu? Păi am fost foarte bucuros și eu și antrenorul și am sărbătorit. După am mers cu antrenorul și am mâncat ceva. Ai 12 ani pe care vei împlini zilele următoare. Aș vrea să dăm timpul înapoi la începuturile tale în tenis. De la ce vârstă te-ai apucat să faci acest sport? Am început la 4 ani și jumătate, la clubul Atlas. Din ce țin minte, din povestirile părinților tăi, inițial ți-ai dorit să faci fotbal? Da, deci la început am vrut să fac fotbal, l-am rugat pe tata de când eram mic să mă înscrie la fotbal. Tata a spus că s-a dus acolo și că eram prea mic și a spus dacă vreau să mă duc la tenis până când împlinesc 6 ani sau 7 ani, mai țin minte, și să mă duc la fotbal. Și eu am spus, bine, m-am dus la tenis și când am început să am făcut un an de tenis și am spus că nu mai vreau să mai mă duc la fotbal.
și am vrut să continui cariera în tenis. Spuneai că vrei să fii capitanul echipei Universitatea Craiova, apoi ai zis că vrei să fii numărul 1 în tenis. De unde această ambiție de a fi cel mai bun în sportul respectiv? Păi de când eram mic vreau să fiu cel mai bun în toate ce fac, și la școală și la tenis, și când eram mic vreau să fiu cel mai bun la fotbal, dar după am vrut la tenis și acum vreau în continuare la tenis. Știu că veneai la antrenamentele de la tenis cu tricoul Universității Craiova pe tine. Când ai renunțat la el și de ce? Păi în primul rând am renunțat la el că mi era prea mic și am început să iau tricouri pentru tenis. Fostul tău antrenor de la Atlas te caracteriza ca un băiat foarte ambițios, care uneori trece și limitele pentru a reuși. Spunea că îți dorești foarte mult să câștigi. Da, de când eram mic vreau să câștig la tenis și treceam și în cealaltă extremă să dau cu racheta, să mă enervez, să sii pe teren. Unde te pregătești pentru turnee? Păi acum mă pregătesc pentru naționalele aici, la Popeci, și iarna fac la Cojan, pe zgură, și vara fac la clubul CSM. Cum decurge colaborarea ta cu antrenorii Alex și Corina Panciu? Decurge foarte bine, îmi place să fac cu ei și mulțumesc pentru tot ce au făcut în 2016. Cum vă înțelegeți? Este un antrenor tânăr, de fapt ambii sunt tineri. Da, mă înțeleg foarte bine și sunt foarte bucuros că sunt antrenorii mei. Ce dorești să-ți perfecționezi ca tehnică în acesta, în 2017? Păi în 2017 vreau să dau mai bine la serviciu și mișcarea pe picioare îmi trebuie. Cum abordezi probele de dublu? Este un concurs care îl faci pe lângă simplu sau vrei să câștigi și acolo, să ajungi în fazele superioare? Vreau să câștig și acolo, să ajung în fazele superioare, de asemenea, la fel ca la simplu, să câștig. Ți se pare greu să te corelezi cu partenerul sau este distracție? Mulți o ia ca pe o distracție. Nu vreau să o iau ca pe o distracție, vreau să câștig acolo și vreau să-mi fac și partenerul să fie la fel de serios. Ești numărul 1 la 12 ani, dorești să-ți păstrezi această distincție și în 2017? Cât de greu va fi? Da, vreau. Mai este un copil care vrea să fie la fel și mă lupt cu el pe locul 1. Cum îl cheamă? De unde este? Dacă v-ați mai întâlnit până acum? David Manu din Alba Iulia, da, m-am mai întâlnit cu el. Acum, pentru că am trecut în revistă realizările tale din anul anterior, aș vrea să le spunem celor de acasă cât de greu este să obții aceste rezultate, cât antrenament ai pe săptămână, cum te împaci și cu școala și cu tenisul. Păi am în fiecare zi antrenamente în afară de joi. Cu școala merge foarte bine, anul trecut am avut media 10 și acum cred că iau media 10 și pe semestrul acesta la școală. Anul trecut ai participat la o serie de turnee internaționale în Bulgaria, în mai multe țări vecine. Cum ți s-au părut adversarii dincolo de acest turneu de la Belgrad, de care ne-ai povestit mai devreme? Anul trecut am făcut două sferturi de final, unul la Chișinău și unul la Sliven. După am făcut semifinală la Sofia, am jucat în semifinală cu un numărul 1 din Bulgaria și în sferturi am jucat cu un component al lotului numărul 2 în Bulgaria. În Bulgaria ai fost fără antrenor, fără părinți. Cât de greu ți-a fost? Păi mi-a fost destul de greu că n-a fost mama, tata să mă încurajeze și trebuia să mă încurajez și singur. Făceai o referire la rezultatele din Bulgaria. Da, am mai făcut și finala la Sliven, am uitat să spun, cu un macedonean Boris Mărchev. Cum ar fi să câștigi un titlu acum de ziua ta în ianuarie? Păi ar fi o bucurie pentru mine și mi-ar face un cadou foarte frumos. Alex, tu stai foarte mult plecat și pe la turnee și la competiții, la selecții, la lotul național. Găsești înțelegere la școală? Da, vreau să mulțumesc foarte mult domnilor profesori că înțeleg faptul că sunt plecat la turnee, dar totuși recuperez ce au făcut copiii, scriu în caiete, îmi trimite o colegă poze și scriu în caiete ce au scris la clasă și învăț. Mai ai colegi sportivi în clasă? Da, mai am un fotbalist la mine în clasă. Care sunt materiile tale preferate? Păi materiile mele preferate sunt matematica, română și limbile străine. Știu că stăpânești foarte bine limba engleză. De la toate turneele scrii în limba engleză. Chiar am înțeles că ai dat un interviu în Serbia în engleză. Da, în Serbia am dat un interviu în engleză și tot la școală am dat chetul la engleză și l-am trecut. Felicitări! Mulțumesc! Știu că atunci când erai mai micuț, acum 2 ani, pusese deoparte turneele de 10 ani și spuneai că tu vrei la 12 ani. Acum îți îndrepți atenția către cele de 14 ani? Nu, acum am îndrept atenția spre selecțiile de anul acesta, spre naționale și la turneele internaționale de afară. Și câteva turnee de 14 ani.
Ai peste 30 de trofee câștigate la diferite turnee. Unde ții toate acele trofee? Păi am în sufragerie niște, niște rafturi și le țin acolo. Dincolo de faptul că știm că ești foarte ambițios, te-ai gândit vreodată să renunți din cauza muncii pe care trebuie să o depui pentru a obține rezultate, pentru a nu pierde din primul tur la turnee? Nu, dacă pierd în primul tur la turnee, mă duc la antrenor și spun hai să mai facem mai greu, mai așa. Dintre adversarii din străinătate, care ți s-a părut cel mai puternic de-a lungul carierei tale? Cel mai puternic mi s-a părut cu cine am jucat eu a fost din Codiner numărul 1 în Bulgaria. Acum să trecem și la capitolul idol. Știu că idolul tău este Nole Djokovic, chiar ai fost în țara lui natală acum, la sfârșitul lunii decembrie. Da, am fost și la academia lui, am văzut trofeele, ne-a lăsat să intrăm în camera trofeelor. A fost foarte frumos. Anul trecut am încercat să intrăm și nu ne-a lăsat. Am întrebat dacă putem și nu ne-a lăsat, doamna ce. Ce-ți place la Djokovic sau ce ți se pare că are deosebit față de ceilalți? Mi se pare calmul și acela îl face să câștige. Și mișcarea pe picioare și backhand. Ești la fel de vesel și tu ca el la turnee și te glumeți? Da, sunt în timp când nu joc și când, dacă intru pe teren sunt foarte serios și nu glumesc deloc pe teren. Practic el câștigă publicul de la primele puncte. Da, el câștigă pentru că face la început niște puncte foarte frumoase și... Da. În România știu că ai făcut un stagiu de pregătire la care a participat și Simona Halep. Spune-ne câte ceva despre ea, cum ți s-a părut întâlnirea cu ea? Păi a fost foarte frumos, a vorbit frumos cu noi atunci, ne-a dat și autografe, am făcut și poze. Ai câștigat bani din tenis până acum? N-am câștigat niciun bani până acum din tenis. Am primit și eu un voucher acum la Dinamo, am câștigat, de 50 de lei și mi-a luat o brățară. Citești cărți motivaționale ale marilor jucători? Știu că pe la campionatul național se mai ofereau cadou. Da, am primit cărțile lui Djokovic, Federer, Agassi, parcă, de la doamna... Ai încercat să aplici ce ai citit acolo și la antrenamente? Da, am încercat să aplic de la cărțile lui Djokovic și de la Federer. Cam care ar fi programul tău pe anul 2017? Ce obiective ți-ai propus acum la final de interviu? În 2017 aș vrea să merg la naționale, să particip la naționale, la selecție, și la Winter Cup, la Summer Cup, să particip și să merg la turnele internaționale de afară, din afară. Ești doar un copil. Ce pasiuni mai ai în afară de tenis, dacă mai ai timp să ți le dezvolți și cât timp mai ai să joci alături de prieteni? Păi da, nu prea am jucat alături de prieteni, nu ies afară, când nu am antrenamente, îmi petrec timpul învățând. Te gândești să te apropii din ce în ce mai mult de o întâlnire cu idolul tău, Nole Djokovic, să mergi la un turneu la care merge el? Da, da, până am mers la Belgrad, sperând că va fi și el, dar până acum nu l-am văzut și sunt curios cum arată de aproape și vreau să-mi iau autografi de la el. Îți urăm un succes pentru acest an și să vii acasă cu cât mai multe trofee. Mulțumesc! Alex, primele zile ale noului an te găsesc pe terenul de tenis. Pentru ce competiție pregătesc sportivii? Da, noi nu prea am întrerupt perioada de pregătire. Am continuat și de Crăciun și de Revelion din cauza că la începutul anului 2017 ne pregătim pentru campionatele naționale individuale de 14 și de 12 ani, unde avem participanți acolo chiar favoriți la câștigarea titlurilor. În 2016, sportivii de la CSM Craiova au obținut rezultate notabile. Tu ești un antrenor tânăr la început de drum. Despre ce este vorba? Da. Am mai, nu numai sportivii de la CSM Craiova, am mai și transferat de la Alba Iulia pe David Manu, am mai și la respectiv la fete de la București și Târgoviște. Un rezultat pentru secția noastră, având în vedere că e destul de tânără, un rezultat foarte bun. Și așteptăm și la, nu numai la campionatele naționale pe echipe și anul acesta sperăm să le câștigăm, cât și la campionatele naționale individuale. Cum a fost concurența? Chiar dacă ți-a dus din alte orașe, vorbim de o concurență cu București, care are foarte multe cluburi, sunt multe orașe din România care au o grămadă de cluburi comparativ cu Craiova. Da, a fost un pic neregulamentar din cauza că au încălcat regulamentul participând 13 echipe, regulamentul permițând decât participarea 8 echipe la toate campionatele naționale pe intercluburi. La noi a fost o excepție, nu am pierdut niciun set în niciun meci, ne-am mândrit foarte mult cu treaba asta, dar copiii s-au bucurat de joc și nu cred că am acceptat până la urmă să jucăm așa aproape neregulamentar.
Și ați venit acasă cu trofeu. Da, am obținut medalia de aur, un trofeu muncit și sperăm și anul acesta să-l recâștigăm cu sportivii clubului nostru. Cum este Alex Coman ca și elev? Alex Coman este un elev foarte silitor și mă bucur că într-un timp atât de scurt am obținut niște rezultate foarte importante, cât și pentru mine, cât și pentru cariera lui de tenismen. Și am obținut să facem multe modificări la lovituri, la comportament, care au dat rezultate într-un timp, repet, foarte scurt. Asta pentru că se află și în perioada de creștere, îi se schimbă foarte multe dintre coordonate. Se schimbă foarte multe, mai ales punctul de lovire, ei crescând aproape lunar, el a crescut foarte mult anul acesta, nu mă refer la înălțime, nu știu, cât și valoric. Se schimbă foarte multe și sperăm să le facem față și să trecem mai departe, obținând în continuare rezultate mai bune, să zic, decât 2016. Având în vedere că el este pe maxim acum, este ultimul an la 12 ani și de la anul trecând la 14 ani, de-aia așteptăm ca rezultatele. Până acum a întâlnit copii mai mari decât el, un an, doi, și am trecut cu brio, zic eu, cam de toate nivelurile competițiilor. Contează vârsta sau la ce gen de competiții participi? Absolut. Fiecare competiție are categoria ei de vârstă, în primul rând, unde el fiind pe minim a întâlnit, de aia spuneam, sportivi mai mari cu un an, respectiv chiar doi. Acum el trecând din 2017 pe maxim, întâlnește sportivi de vârsta lui, respectiv chiar mai mici. De aia spun că așteptăm rezultate să fie un pic mai bune ca în 2016. Alegeți turnele pentru ca el să acumuleze puncte, să se mențină lider și acum bănesc că este o ambiție foarte mare să devină și campion. Da, din păcate Federația Română de Tenis nu face calendarul competițional pe întreg anul și nici Federația Internațională, nu Tenis Europe, nu face calendarul competițional pe tot anul, iar asta ne este un pic greu din cauza că trebuie să alegem turneele din pripă și nivelul de pregătire trebuie schimbat de la turneu la turneu, încercând ca vârful de formă maxim să-l atingem într-un timp cât mai scurt și să obținem maxim din ce putem. Pe ce suprafață se simte cel mai bine, Alex? Suprafața ca la toți copiii din România, având în vedere că peste, în afară de campionatele naționale care se desfășoară, cele de iarnă pe hard, toate turneele se desfășoară pe zgură. Normal că pe zgură, jucând 11 luni din 12, pregătindu-te pe zgură, automat, vrând nevrând, devine suprafața preferată a fiecăruia. Spuneam la început că ești un antrenor tânăr la început de drum, dar trebuie să amintim o altă performanță a unei eleve de-a tale, Ioana Roșca, care a câștigat titlul la dublu la Roland Garros. Nu ai putut fi alături de ea atunci, cum nu poți să fii întotdeauna nici de Alex la turneele internaționale. Cum este? Da, din păcate, fiind singurul antrenor la secția de tenis a CSM Craiova, neavând înlocuitor, încercăm să îmbinăm utilul cu plăcutul și să fac față la și la antrenamente și la prezența competițiilor, din cauza că nu este decât un singur sportiv la secția noastră de tenis, mai mulți sportivi de care trebuie să mă ocup numai eu. Referitor la Ioana Roșca, nu mai am încetat colaborarea. Îmi pare rău și ce să zic, ne așteptam să fie o colaborare mai îndelungată, ea a renunțat practic și acum asta e, se mai întâmplă și la case mai mari. Dacă înainte întrebam de suprafață care îi place cel mai mult lui Alex, acum vreau să te întreb unde antrenezi copiii, pentru că CSM-ul nu are o sală proprie. Da, nu are nicio sală proprie, nu are nicio bază, nici în aer liber, proprie. În parteneria cu Facultatea de Educație Fizică și Sport am reușit să merg acolo și să îmi permită să amenajez pentru sportivii secției noastre, să amenajez 3 terenuri în aer liber de care să ne bucurăm folosindu-le decât pe perioada primăvară-vară, din toamnă, intrând la balon, noi neavând balon și respectiv la sala aici pe hard, unde încercăm să ne desfășurăm activitatea. Ne este foarte greu din cauza că nu avem o bază sportivă, dar tragem speranțe ca în viitorul apropiat să reușim să avem și noi la club o bază cât de cât modestă acolo, nu luxoasă, dar
să avem unde să ne desfășurăm activitatea. Este foarte greu pe timp de iarnă, costurile sunt foarte ridicate din cauza încălzirii și așa mai departe. E foarte greu, orele de antrenament sunt foarte puține din cauza costurilor, iar mie ca antrenor, făcând o comparație cu ceilalți adversari ai lui Alex, raportat la numărul de ore de antrenament, pot să mă mândresc că aici copiii mei au cele mai puține ore de antrenament din țară, vorbesc la nivel național, top 20 copii și la 12 și la 14 ani, unde am eu la aceste categorii, unde avem sportivi. De câte ori câștiga un turneu, Alex spunea că colaborează foarte bine cu tine și cu soția ta, Corina. Cu ce te ocupi tu și cu ce se ocupă ea în procesul de pregătire al acestui sportiv? Da, am soția mea făcând atletism, fiind profesoară de educație fizică, mă ajută cu pregătirea fizică, iar eu mă ocup de pregătirea tehnico-tactică a sportivilor. Prima ediție a emisiunii Repriza de Sud din acest an a ajuns la final. Până marța viitoare, vă spun numai bine. La revedere!